Jurnalele RTT. Știri la fix. Doi oameni au fost grav răniți în timp ce munceau pe strada Minerva din Brașov. Oamenii vopseau boxele de gunoi când au fost accidentați de un bărbat care conducea un autovehicul pe această stradă. Ulterior, mașina a lovit un alt autovehicul parcat. Două echipaje smurt și o auto specială cu apă și spumă au ajuns la locul accidentului. Salvatorii au găsit doi bărbați loviți de mașină, unul de 65 de ani, iar celălalt de 68 de ani, inconștient, pe care medicii l-au intubat. Ambele persoane au fost transportate la spital, a precizat maiorul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. La testarea conducătorului auto, din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost pozitiv. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, a menționat agentul de poliție Nadia Olaru, purtător de cuvânt al IPJ Brașov. Doar câteva zile mai au la dispoziție cei care vor să beneficieze de facilitățile oferite de ANAF. Firmele care aveau datorii la stat mai mari de 1 milion de lei la finalul anului trecut pot solicita restructurarea datoriei. Cele cu datorii mai mici de 1 milion pot solicita anularea datoriilor accesorii, cum sunt dobânzile, majorările și penalitățile. Cum spuneam, cei care vor să beneficieze de aceste facilități trebuie să se grăbească, deoarece termenele sunt foarte scurte. Cei cu restructurare trebuie să depună cerere până la finalul acestei luni, deci mai este destul de puțin timp. Până în prezent au depus aceste notificări un număr de 8 contribuabili. În ceea ce privește anularea obligațiilor accesorii, deja avem peste 1000 de cereri depuse. În cazul cererilor de anulare a obligațiilor accesorii, termenul pentru depunerea solicitărilor este 16 decembrie. Reprezentanta ANAF a explicat și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un contribuabil pentru a beneficia de aceste facilități. Pentru restructurare, condițiile sunt depunerea notificării până la 31 octombrie, iar apoi până la începutul lunii februarie anului viitor, depunerea cererii efective de restructurare, a planului de restructurare și a unui test al creditorului privat prudent făcut de un expert independent. Pentru anularea obligațiilor accesorii, contribuabilii trebuie să depună cererea cel târziu în 16 decembrie, dată până la care trebuie să fi plătit toate obligațiile principale de anul trecut, precum și toate obligațiile a căror scadență este în acest an. Nu mai hrăniți urși! Apelul vine din partea prefectului județului, care susține că astfel de gesturi dăunează atât populației de urși, cât și oamenilor. Marian Rasaliu a amintit cazul din orașul Victoria cu un urs fugărit pe străzile orașului de un șofer, situație în care animalul în goana sa spre supraviețuire a zgâriat un adult și a sărit peste un copil care s-a lovit și, din fericire, nu s-a întâmplat o tragedie. Până și ursoaicele au început să-și învețe puii, să-și obișnuiască puii să vină și să se hrănească din tomberoane și din locurile unde oamenii aruncă gunoiul. Populația de urși a crescut alarmant, susține și inspectorul șef al Gărzii Forestiere Brașov. Cristian Ignaț spune că în România numărul optim de urși este de sub 1500 de exemplare și că acum ar exista, potrivit numărătorilor, peste 6000. Raportul de 4-1 în ceea ce privește numărul de exemplare față de cel optim se păstrează și în județul nostru. Ar putea trăi aproape 350 de urși, însă numărătorile spun că ar fi peste 1300. Cu o asemenea populație, nu este de mirare că ursul produce pagube în gospodării. După datele de la Agenția de Protecție a Mediului, ar trebui, la nivel de gardă, să avem un număr de 1338 de exemplare. În realitate, efectivul evaluat este de 6472. Bine, o evaluare corectă este greu de făcut. Un avertisment a venit din partea medicului veterinar Dorin Enache, directorul DSVSA Brașov. În momentul de față, ursul este supranumerar. O să vedeți că datorită inactivității legislative,
Într-un viitor nu foarte îndepărtat vom asista la extincția ursului în zona noastră. Doctorul Enache a spus că au mai existat specii la care numărul de exemplare a crescut foarte mult, după care a intervenit omul, consangvinitatea și alți factori care au dus la dispariția acestor specii. O soluție ar fi vânarea exemplarelor care provoacă daune fără restricție ca număr, însă cu un mare simț de răspundere din partea celor care gestionează fondurile de vânătoare. Specialiștii amintesc că vânătorii sunt tentați să ucidă cele mai frumoase exemplare, care aduc bani mai mulți, dar acestea sunt totodată și cele care asigură cel mai bine perpetuarea speciei. Scene apocaliptice au fost filmate în această dimineață pe DN1 Sibiu-Brașov la kilometrul 286, în localitatea sibiană Bradu, în urma unui accident rutier. Potrivit centrului Infotrafic din IGPR, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, conducătorul unui autotren a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului, autocamionul a luat foc. Șoferul a fost rănit ușor. Traficul a fost oprit și a fost perturbat ore în șir. Circulația a fost reluată în condiții normale abia în jurul orei 14, când autotrenul a fost ridicat de pe carosabil. Oricum, pe DN1 E70 Sibiu-Brașov la ieșirea din Bradu, din cauza restricției, în zona accidentului s-a circulat în coloană pe mai mulți kilometri. Începe vânătoarea în pădurile Homorodului. După cum știți, joia trecută au fost identificate două cadavre de mistreț, iar testele au arătat că animalele au murit de pestă porcină africană. Sâmbătă a fost găsit și al treilea cadavru de mistreț, omorât de aceeași boală. Autoritățile au luat măsurile legale care se impun pentru ca boala să nu se răspândească în județ și să nu ajungă la gospodării sau ferme. Se intensifică vânătoarea porcului mistreț în acele areale. Mai departe, Consiliul Național al Situațiilor de Urgență, în punctul 78 al ultimului act normativ emanat pe această cale, se spune mai mult decât foarte clar că între 30 și 90 de zile vor trebui eliminați prădătorii din zona infectată. Astfel, în zona Homorod se va trece la vânarea urșilor, a lupilor, vulpilor, șacalilor și corbilor, care ar putea răspândi boala chiar dacă aceste animale nu sunt afectate de pesta porcină africană. Pentru această extincție a prădătorilor este nevoie de autorizație de la Ministerul Mediului, iar solicitarea s-a făcut deja. Prădătorii parcurg zilnic între 50 și 100 de kilometri, ceea ce depășește cu mult raza de 13 kilometri stabilită ca zonă de siguranță. În zona infectată se fac operațiuni de dezinfecție, atât pe căile rutiere cât și în localități. Directorul DSVSA spune că a avut succes în combaterea gripei aviare și speră să obțină rezultate pozitive și de această dată. Un locatar absolut special al grădinii zoologice a fost sărbătorit astăzi, pentru că în 23 octombrie este Ziua Internațională a Leopardului Zăpezilor. 60% din totalul populației de leoparzi ai zăpezilor trăiește în China. Blana acestor animale poate atinge grosimea de 15 cm. Coloritul le ajută să se camufleze perfect în zăpadă și de aceea frumoasele animale sunt numite și pisici fantomă. Copiii mici și mari au fost invitați la Zoo Brașov să se alăture unui program special dedicat acestui animal fascinant pe cale de dispariție. Din păcate, într-adevăr, vorbim de un animal pe cale de dispariție, vorbim de leopardul zăpezilor, pe care astăzi avem plăcerea să-l sărbătorim. Spunem că e pe cale de dispariție, din păcate, în primul rând, schimbărilor climatice și apoi datorită braconajului, a vânătorii necontrolate, pentru că, după cum ați văzut, într-adevăr, leopardul zăpezii este un animal mult prea frumos și are o blăniță superbă, motiv pentru care e vânat săracul în mod necontrolat. Chiar și copiii păreau să știe despre fenomenul dispariției anumitor specii. Ce înțelegem prin animal pe cale de dispariție? Da, înseamnă că oamenii le distrug casele și nu mai pot să se apere.
Pe lângă faptul că au putut afla informații interesante despre viața și obiceiurile unui leopard al zăpezilor, cei mici au încercat și să doboare recordul acestor animale la săritura în lungime. Se știe că un leopard poate sări 15 metri, pe când recordul mondial cunoscut la săritura în lungime este de aproape 9 metri. Hai, mai sari odată, încearcă să mai sari odată. Încă odată. Hai, încă odată. Organizatorul evenimentului alături de vizitatori au realizat un cadou pentru leopardul care este la grădina zoo din Noua din 2016. Au pregătit un pachet mare în care au stat bine ascunse printre paie bucățile de carne. După ce l-a privit îndelung, leopardul s-a hotărât să îl desfacă. Vizitatorii, mai ales copiii, au lăsat propriul mesaj despre cum oamenii pot contribui la salvarea și protejarea acestei specii. Pentru 24 octombrie se anunță un concert simfonic extraordinar la Sala Patria. Doi muzicieni de excepție vor fi joi în compania Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Brașov, dirijorul Cristian Oroșanu și pianistul Horia Mihail. Se repeta miercuri în Sala Mare de la Patria. Joi veți asculta într-o interpretare de excepție concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Rachmaninov și sinfonia numărul 3 de Saint-Saëns. Așadar, îl veți reîntâlni la pupitru pe dirijorul Cristian Oroșanu, un artist carismatic, care se distinge printr-un vast repertoriu. Vă amintim, a primit premii importante atât în țară cât și în străinătate și pentru că este pasionat de proiecte inovatoare care sparg tiparele clasice, plănuiește o serie de concerte dedicate mediului înconjurător sănătos. Solist-concertist este pianistul Horia Mihail, artist devenit celebru încă din copilărie. A debutat la vârsta de 10 ani, în Brașov, interpretând concertul în re major de Haydn. De atunci a concertat de peste 1000 de ori cu majoritatea orchestrelor simfonice din România, inclusiv cu Filarmonica George Enescu din București și cu Orchestra Națională Radio. Este absolvent de studii universitare muzicale atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. În prezent este solist-concertist al formațiilor muzicale Radio București și al Filarmonicii Brașov. Desfășoară și o intensă activitate managerială, a organizat concerte de succes, printre care turneele Stradivarius, iar în cooperare cu Radio România Cultural, turneele Pianul Călător și Duelul Viorilor, Stradivarius vs. Guarnieri.